Bună seara! Suntem în grădină la ardei și la roșii. Ne uităm la ardei că avem o parte care ne-a tăiat ceva. L-am mâncat de jos. Nu sunt mulți, dar am vreo câțiva. Aici, cu apa care o avem de la... Uitați! Vedeți, ud. Deci, nu are rost ca să... Uitați, și aici. Se vede, da? Nu are rost ca să-i udăm acum. Îi lăsăm ca ei să-și prindă bine rădăcina, să formeze. Și o să-i udăm, cred că la începutul săptămânii viitoare. Ăștia sunt cu apa care o au de la răsădit. Dar asta era așa până că tot eram prin zonă. Aici avem niște bare puse, așa cum l-ați văzut și pe filmat, și aici am avut cuiburi de castraveți. Am pus castraveți la cuib, dar nu a ieșit nici măcar unul. Nici măcar unul nu a ieșit. Ca drept urmare, acum o să prășim din nou și o să-i răsădim. Am cumpărat niște răsad de castraveți. Nu, nu avem niciun fel de castraveti, nu ne-a ieșit aici. Nici sămânță de castraveti nu a ieșit. Dar am cumpărat niște răsad de castraveți și îi răsădim. Cam asta este și urmează activitatea. Am prășit și acum urmează să punem cuiburile să facem cuiburile pentru castraveți. Eu o să fac pe o parte și pe alta de bară, câte un rând. Un rând în dreapta și un rând în stânga. Vă spuneam, cuibul trebuie să fie profund, până când dăm de umiditatea din sol, umiditatea solului propriu. Dacă noi lăsăm gaura numai până aici și plantăm aici, în ăsta uscat, nu ajungem să facem legătură cu partea udă. Uitați cum este și aici. Vedeți? Am ieșit până la partea udă, umeda solului, pentru că aici a fost frezat. Deci dacă noi nu ajungem până la partea umedă a solului, noi turnăm apă, dar dacă nu ajunge să facă legătură cu ăsta, planta are toate șansele să se usuce. De asta zic, trebuie săpate gropile, cuiburile trebuie să făcute până ce ajungem la umiditatea solului. Și abia după aia să putem răsădi. Am făcut cuiburile. Între cuiburi avem undeva între un 40-50 de centimetri. Și acum urmează să udăm și după aia răsădim. Aici avem castravețe. Sunt la baschetă, nu știu cum se cheamă, la păhărel, să zicem. O să punem câte unul în fiecare, cuib. Da? Hai, mi-i pui tu ca să pot să iau eu în cuiburi? Cuiburi. Așa, pune acolo, că eu iau, vin și îi muruiesc. Acum. Au ieșit din alveole, dar n-au ieșit ei chiar cum mi-aș fi dorit eu. Important e să-i muruim cum știm noi. Tragem pământ uscat. Fără bolovan. Uite, așa, fără bolovan mari. Uite, vezi? Aici. El nu a ieșit cu alveola intactă. Uite, se rupe. Dar noi îl punem așa și îl muruim. Uite așa. Și după aia tragem un pic de pământ deasupra. Ia să vedem aici. S-a dus un bolovan pe frunte. N-ar nimic, îi leau imediat.
destul de, de uscat pământul. Un picuț de pământ uscat trebuie tras deasupra. În pământul ăsta uscat și aici îl punem în face, parcă fac chirpici, cum zicem noi. Știți, mă, ce să aia chirpici? Nu știți. Care știți dintre voi ce să aia chirpici? Îl lipești, parcă lipești. Acum o să trebuiască să scoatem alții din alveolile astea, alții, sper să-mi iasă mai ușor decât ceilalți. Stai așa, că mai am pe ăștia, care au ieșit mai părinițați. Vezi, practic, sau eu n-aș fi vrut ca să iasă așa. Eu aș fi vrut ca să iasă din alveolă ca lumea. Da, să sperăm că o să fie bine. De așa? Poftim? Polburată. Asta se usucă. O iau și pe aia, dar se usucă. Asta nu e. El are rădăcină. Uitați. N-aș fi vrut ca să se mențină pământul pe, pe el. Da? Asta este. Îl punem și noi așa. O să vedem dacă... Cum e, Bogdan? Ok. Hai să vedem dacă iese din ăștia de aici. Toate că ăștia, eu zic că saltă, ai că ăștia iese, parcă. Tot așa mi iese destul de deficitar. I-am udat dimineață. I-am udat noi dimineață, nu? Uh-huh. N-ar nimic, bine că au rădăcinile nu, între ăștia iese mai bine. Față de ailalți, uite. Numai că ar trebui să mă duc cu ei ca să-i șupun. Ia. Ia-i pe ăștia și pune-i pe gaură la tătici. Pe gaurile care nu sunt puse aici, în fața mea. Către gard, te duci, poate. Da, că aici s-ar de ei. I-am văzut. Eu am uitat. Uite, vezi, el așa trebuia să ia. Mare lucru dacă nu cumva ăștia n-o să fie cornișor, așa cum a zis doamna. Asta s-a rupt? Da, nu știu. A? A, nu știu. Mi-a mai rămas, unul mi-a mai rămas. În afară de... Pune-l în... Într-un cuib cu altul, care e singur. Șlegi cu două oați. A, cu ăștia îi pun aici toți. Sunt mai mici. Eu îi pun. Nu, de acum aici pot să rămân eu ca să-i termin de pus. Închid? Când nu ai, da, pot să închizi. Și voi vedeți, vă duceți la udat? Apoi eu vin după aia și prășesc și fac cuiburile pentru roșii. La vie, cum e? Am terminat de plantat și castraveții. Mâine dimineață venim să le facem apelul. Acum mai plantăm niște roșii, răsădim niște roșii. E Bogdan care pune apă la cuiburi. Și vedem cum decurg lucrurile. Bun. Am înlocuit golurile de la ardei. Am avut ceva care mi le-a mâncat.
nu prea se văd, ei sunt mici, asta e drept. Aici am pus vinete, la fel o distanță de un 40-50 între cuiburi. Aici am mai avut câteva roșii și le-am răsădit și pe astea. Acum rămâne de văzut ce și cum. Totodată se pare că vine și noaptea. Haideți cerul. Pe mâine, pe poie, mâine s-o anunța ceva ploaie. Asta rămâne de văzut cât și cum. Bună dimineața! Suntem în grădină. Suntem la castraveți. Castraveții au fost răsădiți pe 8 iunie și astăzi suntem în 11 iunie. Nu i-am mai udat de atunci, deci așa cum îi știți, uitați, încă avem apă jos, da? Se vede. Aș putea să zic că s-au prins toți. Le-am făcut o stropire cu șamp 77WG. Aici sunt cei care au fost ei mai micuți. Da? Deci putem să zicem că îs toți bine voioși. La începutul clipului ați văzut cum i-am pus, cu apa care i-ați văzut atunci, cu apa de atunci au rămas, cu acea apă au rămas, nu i-am mai udat, nu intenționez să-i ud nici astăzi. Uitați, jos, el are umiditate. Deci dacă are umiditate jos, e inutil ca să-i torne apă în continuu, să-i torne apă ca să facă ce. Dar mă rog, fiecare cum vreți. La ardei, ardeii s-au ridicat, văd că stau destul de binișor. Ăștia mi se pare că au fost răsădiți pe data de 2. Nici nu mi-aduc aminte dacă i-am mai udat de atunci până acum. Cred că nu. Am să mă uit pe filmări. Dacă i-aș fi udat, probabil că aș fi făcut clip. Dacă nu am făcut clip, înseamnă că nu i-am mai udat. Am înlocuit într-o zi, da. Da, am înlocuit într-o zi. Uitați, și ăsta de aici este căzut. Deci l-am mâncat ceva pe de sub, jos la rădăcină. De altfel, ei sunt bine. I-am stropit și pe ei. Când am stropit la fasole ieri, parcă sau alaltă ieri, i-am stropit și pe ei cu șamp. Iată, aici avem tot la fel unul care tăiat. Ăsta l-am înlocuit de 2 ori. E a 2-a oară când l-am înlocuit. Uitați umiditate. Ia să vedem la ăștia alți. Mai avem umiditate? Eu zic că avem. Eu zic că avem și stau bine așa cum sunt. Da, ăștia sunt cu apa care au fost răsădiți. Acea muruială sau eu nu mai știu cum i-am zis la dați și asta de aici. Deci ce am uite, sigur. Deci evident, aici pot să înlocuiesc mult și bine că nu. Aici au mai fost înlocuit odată. E inutil. Da, cam așa stă situația la ardei. Este bine. O să trebuiască să prășim zilele următoare, că văd că avem niște buruieni. Dar ca rată de prindere, îți prinde destul de bine. Da, închid aici clipul. Am vrut mai mult ca să vin la castraveți. Nu am mai... Am zis că vin atunci a doua zi să vedem cum se prezintă, nu am mai avut când, dar vă asigur că era ok. Și a doua zi nu s-au lăsat deloc, deci nu s-au vestejit frunzele. De obicei castraveți sunt foarte sensibil, care ați
pus castraveți sau ați încercat să-i mutați, să faceți, sunt foarte, foarte sensibili. Sunt bine, sunt bine. Deci nu am avut deloc de suferit, chiar dacă din alveole nu mi-au ieșit chiar cum mi-aș fi dorit eu. Aici sus avem bare, o bară deasupra cu pe stâlpi. Și o să punem ori plasă de aia pentru castraveți, ori propriu o ață, sfoară. Da, vă salut și să ne revedem cu bine.